mulțumim că ați venit așa de vreme și cu o vreme crâncenă. Avem continuare astăzi la Arcub, trei filme work in progress. Primul dintre ele este al realizatorului din Republica Moldova, Dragoș Turea. Se numește Alfa Beta Gamma și o să-l las pe Dragoș să vină alături de mine și să zică două vorbe înainte de a da drumul materialului pe care l-a pregătit. Iar la final de tot vom avea o discuție mai amplă și întrebări, comentarii, orice o să-l ajute să termine filmul. Mulțumesc! Acum o jumătate de secol, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a fost aleasă pentru a fi centrul experimentelor radioactive în agricultura sovietică. De ce a fost aleasă Basarabia? Pentru pământul fertil sau pentru oarecare tradiție în agricultură? Sau poate făcea parte din experimentele secrete realizate la periferiile fostului Imperiu Sovietic? Spre exemplu, poligonul de la Kazakhstan, din Semipalatinsk, unde au fost executate peste 450 de explozii nucleare. Sau centrala nucleară de la Cernobâl sau Crimeea. Documentarul adună ce am descoperit în investigația mea începută acum mai bine de 8 ani. Vă rog să pornim prima parte. În august 1955, la congresul dedicat atomului pașnic de la Geneva, Elveția, savantul sovietic Alexandru Kuzin declară deschis că oamenii de știință sovietici au reușit să impună atomul să lucreze pentru producția agricolă. Ce ați văzut până acum sunt ultimele mărturii ale unor savanți care au participat în domeniul radiobiologiei și a experimentelor radioactive în Moldova. Majoritatea celor intervievați au decedat în timp. După aceste dezvăluiri au apărut alte întrebări. Ce consecințe vom suporta din cauza intervenției umane în mersul firesc al evoluției? Cine este de vină? Cine a hotărât realizarea acestor experimente? În timpul cercetărilor am obținut niște rezultate îngrijorătoare. Am pierdut 75% din biodiversitatea formată de-a lungul miilor de ani. În ultimele decenii au apărut noi maladii. Ce înseamnă alimentația noastră acum? Ce înseamnă nutriția într-o perioadă în care majoritatea culturilor agricole au trecut prin transformări genetice? Am încercat să aflu care ar putea fi consecințele științei fără responsabilitate. Acești mutanți ca OGM-uri, de fapt, ele au apărut când? În anii 70-80, așa zicem, la o scară mai intensă. Deci, așa să zicem, abia o generație și jumate de când putem să le experimentăm și să vedem efectele lor. Dar și respectiv este foarte, foarte puțin. E un timp mult prea scurt. Pentru unele medicamente au trebuit 3 generații pentru a vedea că au niște efecte negative. Extreme. Dragoș, a dat pentru prima dată atâta material. Deși lucrează din 2010 la film și poate că de aici ar trebui să începem. Cum ai început să te gândești la așa o poveste și ce s-a întâmplat în ăștia 8 ani de zile? Bine, am dat de această istorie întâmplător, dar m-a fascinat faptul că omul totuși poate manipula plantele, mai bine zis, dacă tot vorbim de radiobiologie.
inițial am pornit pe calea asta, să văd cum suntem, mă fascinase procesul și acești oameni. Dar în timp am descoperit și alte aspecte care m-au pus pe gânduri. E un subiect cunoscut în Republica Moldova, se discută și ai zis, eu fac un film despre el, sau... Nu, este un subiect necunoscut și în timp personajele au decedat, instalațiile au fost depozitate la depozitul de deșeuri și, practic, suntem martori că unicul material care îl avem la acest subiect e un film. Care va fi? Sper. Eram curioasă, am văzut doar un teaser, eu l-am cunoscut pe Dragoș la Moldox, la un festival de film documentar din Cahul, toamna trecută. Și atunci am văzut doar un scurt teaser de câteva minute și mă întrebam, dar rămân cu aceeași întrebare și văzând materialul lung, care ar fi cumva filmul narrativ al documentarului? Ce rămâne povestit la persoana întâia, tu vei ghida privitorul pe toată durata documentarului? Da. Voi ghida, eu vin în necesitate după, sunt foarte multe de spus și nu are cine să le mai spună și atunci vin eu să le zic. Dar aș vrea totuși să las un mesaj pentru spectatorul din viitor, care va avea nevoie cu siguranță de acest material. Atâta timp cât deșeurile se vor păstra pentru 60.000 de ani, trebuie păstrate în siguranță. Și planeta se tot schimbă și informația se pierde în timp. Cred că e datoria mea să las un mesaj clar care va putea fi înțeles și într-o mie sau 2000 de ani. Că avem un exemplu clar cu piramidele, care nu le mai înțelegem nimic ce au vrut să ne zică. Și au trecut doar 2000-3000 de ani. Cred că trebuie să ne gândim și la asta puțin. În prima parte... Da. În prima parte ai dat un fragment dintr-un film de propagandă sovietic și toată prima parte părea un film de propagandă, de promovare a agriculturii radiate. Abia după aceea vii cu problema că stai că e și pericol. Chiar așa ai avut de gând la început să repeți filmul acela de propagandă? Era încântat de... Am înțeles logica oamenilor din anii 60. Am vrut să... Fac spectatorul, în primul rând, să înțeleagă ce se întâmplă, că avem o misiune destul de grea să explicăm acest proces, care e unul științific. Dar încercăm să-l facem cât mai simplu să fie înțeles de toată lumea. Și atunci am arătat perioada anilor aia să ne întoarcem puțin în timp. Dar evident că a fost un experiment pe jumătate secret, să zic, nu a fost mediatizat și de ce a fost Moldova aleasă, în continuare căutăm răspuns. Dar este clar o conotație politică aici. Bună ziua, tuturor! Eu sunt medic, ANAFAP este numele meu. Se spune că dacă vrei să investești pe termen scurt, investești într-un pou. Dacă vrei să investești pe termen lung, investești într-o livadă. Și dacă vrei să investești pe termen nelimitat, investești în oameni. Eu sunt originară de la Republica Moldova. Îl cunosc pe Dragoș de mai mulți ani și mă bucur că părinții tăi au investit într-un om atât de deosebit. Felicitări pentru ce ai făcut. Ce sugestii vreau să-ți propun pentru viitor? De la început asta, ai spus că ai ține cont și de anumite păreri. În medicină, radiația în doze mici se folosește pentru tratarea cancerului. Pare o contradicție, deoarece radiațiile stimulează dezvoltarea cancerului, dar radiațiile aplicate într-un mod controlat dau și lucruri, adică au și consecințe pozitive. Mi-ar place ca în continuarea filmului
să se facă niște studii comparative. Din păcate, vreau să spun că și în Republica Moldova și în România se investesc foarte puțin bani în cercetare și în știință. Este în detrimentul nostru, spre deosebire de alte țări care totuși își dezvoltă foarte mult latura științifică în toate domeniile. Fructele și legumele care ne vin din afară nu pot să fie păstrate atâta timp cât stau pe rafturi și le mai ținem și noi acasă câteodată o săptămână, două și nu se schică. Și un fruct care le culesc tot din levadă de la bâra, ai văzut că se strică foarte repede. Deci dacă există posibilitate să apelezi la un grup de cercetători dornici să facă anumite descoperiri și tineri, așa ca tineri și entuziaști, și să se verifice efectiv calitățile și substanțele toxice, radiațiile care se află în acele substanțe, tocmai pentru ca acest film să aibă ceva și povățuitor, adică să fie un rezultat pentru omenirea întreagă. Deci nu e vorba doar de... Pentru că sunt convinsă că asemenea lucruri s-au întâmplat și în alte țări. Deci îmi pare rău că în Republica Moldova au fost făcute lucrurile astea, dar inclusiv și depozitele unde sunt depozitate acele substanțele respective, a trebuit să existe un control al nivelului radiației. Pentru că din oamenii puțini care au rămas în Republica Moldova, pentru că știm că foarte mulți pleacă, măcar acei bătrâni să fie protejați de, de posibilitatea de a fi radiații în continuare. Și pentru că Republica Moldova este un izvor pentru licori pahice, se spune că vinul roșu anihilează radiația și din acest motiv ți-am adus o sticlă de vin roșu pentru că vrem să te vedem și la anul și peste 100 de ani. Da, dar oamenii de știință nu prea susțin teza asta. Depinde de cantitate. Și vinul cum se bea... Da, depinde cât bei, da. Da, și vinul cum nu se bea singur. Într-adevăr, ultimul comentariu, cel puțin, legat de ce fel de opinii și ce fel de expertiză o să vedem pe film până la urmă, te-ai gândit la asta? Da, cu siguranță vom arăta și ce se întâmplă în zilele noastre. Dacă se mai lucrează. Vă recomand să vedeți filmul când va fi gata. Acum e o versiune scurtă și vom lucra în continuare să aducem cât mai mult material din prezent. Da, sigur. Dacă ne puteți spune ceva mai concret în legătură cu ceea ce urmează în lucrarea dumneavoastră. De pildă, ați spus de câteva ori că unii dintre cei filmați nu mai trăiesc. Dar în măsura în care unii dintre ei sunt în viață, vă gândiți cumva să încercați să vedeți cum gândesc acum, azi, despre ce au spus cu ani în urmă sau ce au făcut ei înșiși? Cumva, și în ordinea asta de idee, aș vrea să vă întreb dacă ați văzut filmul lui Alexandru Solomon, întrepător aici de față, Voule lui Tarzan, care este un film extraordinar, pe părerea mea cel mai bun film românesc din ultimii ani, documentar fiind, întrecând cu mult filme de ficțiune ale acestui moment, pentru că acolo e o reușită extraordinară în sensul ăsta. E o problemă similară, un experiment utopic similar produs în Georgia, fosta Georgia sovietică. Deci, v-am pus vreo două, trei. Da, am văzut filmul lui Alexandru Vasiliu și am rămas foarte impresionat. Chiar am găsit ceva legături între aceste experimente și gândirea de pe atunci, sovietica Imperiului, care la fel făceau aceste experimente mai departe undeva, deci la periferie, cum ziceam. La fel și cu restul, nu le făceau chiar în capitală sau în regiunile apropiate. Tot timpul au fost alese niște țări mai lăturalnice, așa. Da, am abordat și problema cum sunt ei acum, după crearea acestor mutanți și punerea lor în circulație. Și majoritatea din ei
cei care vorbesc acum recunosc că nu au așa o satisfacție atât de mare de la acest lucru. Și înțeleg și realizează că radiobiologia a fost un pas, dar nu foarte reușit. Deci sunt mai multe probleme decât rezultate. Referitor la ce urmează să mai facem, vom continua să filmăm. Vom continua să abordăm această problemă, să strângem cât mai mult material. Mai sunt câteva persoane care urmează prin intervieva, care au participat la aceste experimente. Ce vor spune, vom vedea. Institutul de fizică atomică de la Măgureale, ceva tangențial, de ce, ce se ocupă? Sau, de ce că cel mai mare din Europa sau din lume, ceva de genul. S-ar putea. Da, da. Asta e altă echipă care sunt în jurul de zi. Da, și ca să rămânem tot aici la ce mai urmează să faci, unde te afli din punct de vedere al procesului de producție și ce mai ai nevoie ca să termin filmul produs. Mai sunt câțiva savanți, dar cu părere de rău, pentru a obține aprobarea unui interviu, trec un drum foarte rău. E foarte greu să-i faci să vorbească. Deci uneori durează de la 3 ani, 4 ani, 5 ani, și tot așa. E un lucru foarte migălos și acum negociez cu o doamnă care a participat și ea la experimente secrete. Deja de 3 ani lucrez cu ea și sper acum să o fac în vară. Și ne apropiem de final. Poate mai avem câteva filmări și sper să intrăm în montaj în toamnă. Și să avanțe, să știe, nu sunt tineri bătrâni, trebuie până nu mor, că pe urmă... Da, corect. Da, erau doi savanți tineri acolo, a vorbit numai bărbatul, grizonat. Da, femeia a stat și s-a uitat în pod tot filmul. Nu-i savantă. E o mică secvență, nu e materialul final. Mai sunt... Ce-a mai rămas din radiobiologia Moldova. Dar urmează să mai lucrăm cu ei. Da. Se continuă practicile acestea, tehnica este încă folosită? Da, mai rămas o instalație, se lucrează la ea în continuare și negociez să obținem aprobarea pentru filmare în interior, în câte perioadă. Dar e greu, s-ar putea să nu mai obținem accesul, da. Din punct de vedere al finanțării? Am obținut în anul 2016 de la Centrul Național Cinematografie nou format, am obținut un sprijin financiar. Sigur nu e suficient, suntem în căutare de fonduri, de producători, distribuitori și susținere chiar aici în România. Pentru că tu și produci filmul, ești și regizor și producător în același timp. Corect. Și ai început să mergi pe la ateliere, piețe internaționale, în căutare de coproducători. Da, mâine sunt la Kiev, astăzi vor direct la Kiev și participăm la Docu Days Ukraine, care e la fel interesat de acest proiect. Suntem unicii din Moldova care participăm acolo și sperăm poate puțin. Sprijin și din partea aia. Da, poate vrei tu să întrebi publicul ceva, un feedback care te-ar ajuta să trasezi mai clar o direcție sau să pui cap la cap tot materialul pe care l-ai luat în anii aceștia. Sigur, aș vrea să întreb de Alecu, care e marele specialist, poate nu provoacă Sunt specialist în biologie radioactivă. Acum toți sunt deja specialiști. Nu știu, pe mine nu m-a deranjat că prima parte a filmului e așa ca un soi de reverie sovietică radioactivă pentru, despre beneficiile radioactivității, pentru că pe aia întorci foaia, știi? Ce nu-i clar încă, dar e lipede că sunt bucăți de montaj în lucru, este cum o să, de la ce pleci și unde o să ajungi. Că dacă ajungi la
de la, dacă pleci de la visul ăsta, zicem, pe care îl tratezi la început, zicem, așa cumva naiv, ca și cum ai crede în el, și după aia trecem partea asta în care desfințezi, practic, nu, și arăți pericolele și... Cum o să faci să circule lucrurile astea, trecând prin oamenii care, care sunt încă vii sau care, pe care i-ai filmat deja, dacă ei sunt tot timpul în situații de interviu sau mai sunt și situații pur și simplu de viață, de lucru, de... Am înțeles. Pare că au nevoie să existe un pic în afara interviurilor. Într-adevăr, e o misiune extrem de dificilă. Și atunci intervin eu. Da, sigur, nu trebuie să uităm partea asta științifică care vine, care e o... care, bine, explică chestiile. Poate uneori e obositoare, dar compensează din firul narrativ. Eu vin, sunt în procesul de scriere acum. Chiar încerc să codim istoria, să o aducem la zilele noastre. O pornim în trecut și ajungem în zilele noastre. Cam așa o văd eu în linii generale. Dar... sigur... Pare că e și... Adică ai senzația și asta... Nu știu dacă... Adică nu vreau să sune... așa arogant sau așa față de Moldova. Dar ai senzația că e un soi de OZN științifico-fantastic plasat în țara asta între câmpuri de grâu și viță de vie. Și că între timp țara, sigur că... Na, s-a... Cumva la desprinderea Universității a trecut printr-un proces foarte nasol de degradare a condițiilor de viață și lumea a plecat și a emigrat, mase și ce. A rămas acest deșeu radioactiv în mijlocul unei țări care a fost, a trecut printr-un soi de tranziție foarte urâtă. Și cred că aici e... Păi nu o să vedea nimeni de acolo, clar. Știi, cred că noi, până la urmă, suntem puțin norocoși, toată regiunea, că nu e cum a fost în Kazahstan, dacă știți, groaznic, care nu se vor recupera încă multe mii de ani, sau Cernobâl. Deci, așa au fost timpurile atunci și se mergea pe miză maximă, fără a se gândi la consecințe. Deci știința nu avea un plan concret cum vor fi demontate aceste instalații. Nu spun asta, adică nu discut situația reală, ci discut cumva care ar fi imaginea centrală al filmului și dacă filmul se poate construi așa cu un soi de SF anti-utopic în care aterizezi în Moldova într-o chestie cu aparatură, filme un pic așa de... care în anii 60 era probabil foarte revoluționară și pe urmă descoperi ce e în jur. Da. Probabil așa va fi. Lucreze. Sunt în procesul de creație. Nu-i stabilit bine structura. Trebuie să recunosc. Dar inițial, când am pornit filmările, prima filmare a fost în 2010, în iunie, la rulota aia, dacă vă aduceți aminte, stele, 3A. Era o rulotă care era agățată de o mașină, se ducea în câmp și se iradea plant semința în câmp. Și domnul ăla a făcut o semință albă, că pe timpuri semințele negre nu erau comestibile. Rasism. Bine, deci era o discriminare clară față de acele semințe. Și le-au făcut albe să poată fi consumate. Și atunci nu aveam clar structura, nu 8 ani în urmă, nu prea înțelegeam bine, dar am decis să merg pe interviu și pe documentare. Și în doi ani omul a decedat și rulota aia a fost distrusă. Și așa am continuat să filmez, să documentez, cu gândul că în timp va veni structura și narațiunea o voi putea construi, înțelegând clar că va fi nevoie de ea. Și iată, în timp așa s-a format un mutant pe care l-ați văzut, dar cu siguranță va evolua când ajungem la masa de montaj și se va ocupa un profesionist de montaj și cu ajutorul echipei. De construcție.
Da. Mulțumesc. Eu aș avea două întrebări. La un moment dat, în documentar, se menționează că prin anii 70 s-au văzut primele efecte medicale. Eu vreau să întreb dacă este documentat undeva, dacă ați reușit să ajungeți la o documentare medicală, dacă s-a ținut dosare, din punct de vedere medical, dacă ați avut cazuri, măcar în privința oamenilor care au lucrat cu acele aparate, cu acele aparate mobile, măcar, dacă au avut efecte, dacă se poate, dacă puteți ajunge la așa ceva. Și în a doua întrebare, eu știu că soiuri modificate genetic, la ele se lucrează și azi. Adică se modifică genetic și azi. Nu știu acum, ca nespecialist, nu știu în ce măsură prin radiații. Și concluziile de acolo ale multor persoane erau legate de modificări genetice în general, nu doar prin radiații. Ar fi interesant de văzut diferența dintre soiurile modificate genetic și efectele lor asupra celor care le consumă și modificările genetice în general. Da. Mulțumesc. Ingineria genetică, ea evoluează pe zi ce trece. Și nici cadrul legal nu le poate urmări. Deci, acum sunt atâtea modalități de inginerie genetică. Noi vorbim de radiobiologie, e un soi de intervenție, dar nu e transgenică ce se întâmplă astăzi când se ia gena dintr-un scorpion și se pune în cartof pentru a face cartof rezistent la secetă. Și da, noi intrăm mai atent, încerc să intru mai atent în această problemă, e destul de dificil. Rezultatele nu pot fi estimate acum. Chiar dacă sunt anumite cercetări, e prea scurt timpul pentru a obține un rezultat clar. Dar cu siguranță și planeta mea de înțeles, dar și aceste maladii care apar tot mai frecvent și mai frecvent. Deci riscăm să ne pierdem și noi puțin din aul nostru care a fost construit în milioane de ani și acum s-ar putea să fim și noi direct afectați de ce consumăm de aceste produse. Prima întrebare era? Da, e prea scurt. Abia 40 de ani de când au apărut aceste produse modificate genetice. Pentru că ea menționa anii 70 de ani. Da, menționează. Dacă se poate documenta asta, dacă sigur, sunt anumite ONG-uri și mai mult în sectorul ăsta încearcă să caute răspunsuri la aceste întrebări. Țărișoara noastră e prea mică și nu cred că vom găsi suficiente răspunsuri acolo în direcția asta. Ea nu are oricare experiență pe cine a început în ultimii ani să circul cu materialul pe la diverse festivaluri sau workshop-uri de dezvoltare, piețe de producție. Ce fel de, nu știu, de răspuns, de feedback ai primit de la... Da, bine, în dependență de regiune, interesul e un spectru foarte larg de interes. Majoritatea vor să știe dacă continuă astăzi și cumpărăm aceste produse. Da, le cumpărăm, ele continuă, nu vă deranjați. După aia, aspectul politic, sigur. De ce a fost alesă Moldova și... Iarăși, legătura politică. Sigur, e o clară legătură politică pe care încerc să o dezvolt, dar la fel e complicat. Am găsit în arhive anii când au pornit persoanele care au venit și au ales Moldova să o facă. Și sunt cu arhiva lucrez acum, dar e la fel. O problemă și acolo, să scoatem aceste materiale și să vorbească cineva de ele. Cei care au fost pe timpurile alea și țin minte când au venit cei mai mari genetici în Ruși, în Moldova și regretul Senko care a decis aici vor fi acele lucruri. Și desigur, drama umană e cel mai important care o avem și
Probabil drama e, noi trăim toți, au fost experimentate pe oameni aceste chestii. Și în continuare se experimentează pe oameni. Probabil asta e cea mai mare dramă, pe lângă toate jertfele care au lucrat în laboratoare, majoritatea persoanelor au decedat. Chiar direct din cauza radiației, pe care nu am reușit să-i filmez că erau plecați. Am eu o întrebare legată de ce ai zis tu acum. De fapt, o sugestie și o întrebare. Mă gândesc că ar fi o idee bună să te axezi un pic mai mult pe această dramă umană, pe efectele resimțite de cei care au lucrat acolo, dar și de, nu știu, oameni care, sau ce se întâmplă cu noi când mâncăm produse. Știu că e o chestie generală și se poate afla informația asta din mai multe surse, dar mă gândesc că ar merge atașa de la film într-un fel sau altul. Și doi la mână, legat de siguranța celor care lucrau acolo, care ai spus că au murit mulți dintre ei, în film apar niște halate simple, albe. Sau chiar la cravată. Mă întrebam, oare nu e nevoie de mai mult echipament pe ei în zonele alea? Sau de fapt ar fi fost nevoie și... Da, nu există. E nevoie de mult mai mult echipament, și dar trebuie să recunosc că deseori am văzut o mare neglijență când am accesat aceste locuri. Am observat o mare neglijență. De oameni era ca un fel de act de curaj să iei cu mâna, spre exemplu, conținerul cu carbon, care e foarte contaminat. Și... Dar asta e. Trebuie să fii foarte echipați cu halate din alea de plumb, șorțuri, mânuși, mărești. Păi și tu, când ai fost acolo, el era așa, cu mânicile suplecate. Nu am fost bine echipați. Când am fost la depozitul de deșeuri, am avut acele dozimetre care calculează doza absorbită în timp. Nivelul era foarte mare, atât de mare că dacă mai deconectăm mâna, s-ar putea să iei rădiez și aici. Aș vrea să pun o întrebare tehnică oarecum. Adică mi se pare că miza filmului viitor e așa de mare, atât de emoționantă și importantă, încât poate n-ar trebui, sunt convins, n-ar trebui să neglijați, să lăsați pe un plan 2 niște obiective tehnice, pur filmice, pentru că acest film să fie articulat filmic. Adică temele și obiectivele, situațiile de văzut, s-a zis câte ceva aici, dar nu știu, de pildă vă întreb, poate fiind cumva încă la începutul carierei, nu vă gândiți să apelați la ajutorul unui, nu știu cum, unui publicist sau unui specialist în artificii dramaturgico eseistico, nu știu cum, care v-ar ajuta chiar, v-ar îndemna la un plus de investigație și tematică. Evident. Adică dacă nu mă înșel, ai primit sfatul ăsta și la Moldovs de un fel de... Bine, acolo era sugestia de un fel de consultant în scenariu să te ajute cumva, un eseist care să te ajute să ghidezi și să definitivezi scenariul, care nu era clar, mă rog, nu știu dacă chiar la asta vă referiți, dar... Da. Evident, ar fi binevenit, încă nu am găsit această persoană care m-ar ajuta pe partea de dramaturgie și așa, fiind a 11-a ediție, era prea important să ratăm această ocazie și am construit ce am construit. Dar vom căuta și suntem, porțile sunt deschise